Ultima nuntă oficiată la poarta Sărutului a lăsat un gust amar celor care conduc orașul. Autoritățile vorbesc despre noi măsuri care vin să protejeze aria operelor din Parcul Central. Viceprimarul Adrian Tudor crede că legislația ar trebui înăsprită. În fiecare weekend sunt căsătorii la poarta Sărutului. Nu am văzut detalii decât am auzit anumite aspecte. Acum eu nu pot să înțeleg. Vrei să-ți faci cununia civilă la poarta Sărutului și tu vii cu tot felul de decoruri ca să nu se vadă poarta Sărutului. La ce mai faci la poarta Sărutului? Dacă vrei. Iar acum v-aș solicita să ne fiți alături și centrului Brâncuș pentru modificarea acelui regulament. Pentru mulți a părut straniu când am impus niște reguli de comportament în jurul operelor lui Brâncuș. Iată că ne obligă situația să fim un pic mai duri cu ghilimele de rigoare și să luăm anumite decizii. Acum, eu personal, știți că am mai și spus-o, trebuie să ne gândim bine. Nu noi. În primul rând, cei care doresc să-și facă acolo cununia civilă, e un monument închinat eroilor. Totuși are un fond de monument funerar. Poarta Sărutului. Nu e o poartă, sărutul pe care Brâncuș ne l-a lăsat acolo, nu e un sărut al iubirii. E un sărut de adio. Soldatul pleacă pe front. E o interpretare, una din interpretări. Nuntașii nu vor mai avea voie să amplaseze decoruri în apropierea operelor brâncușiene. Vrei să-ți faci cununia civilă acolo și umpli poarta Sărutului de panouri, de flori, de baloane colorate și de stâlpișori? Adică nu aducem totuși, dacă aduci un moment fericit din viața ta lângă opera lui Brâncuș e una, dar să aduci chiciul lângă opera lui Brâncuș e cu totuși totul altceva. Și cu lucrul ăsta eu nu sunt de acord. Operele au o zonă de protecție. În plus, față de ceea ce există în momentul acesta, iată că e nevoie să spunem negru pe alb că nu mai poți, dacă vrei să-ți faci cununia civilă acolo, să vii cu mobilier, cu decorul și așa mai departe. Fotografii sunt cei care trebuie să înțeleagă primii și trebuie să ne ajute și să spună, dom'le, vedeți că nu putem să facem asta, asta și asta. Reprezentanții Centrului Național Constantin Brâncuș sunt hotărâți să nu mai permită organizarea unor astfel de evenimente.